Și așa cum vă anunțam și mai devreme, socialiștii europeni își prezintă programul pentru cetățenii Uniunii într-un congres care are loc la Roma. Acolo se află și Andra Miron Diaconescu, care ne prezintă acum principalele subiecte care vor fi abordate la acest congres într-o discuție cu un europarlamentar român. Te ascultăm! Da, am revenit. Bună ziua din nou. Domnul Dan Nica este alături de mine, europarlamentar român. Vom discuta alături de dumnealui despre principalele mize ale congresului de astăzi. Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Și mă bucur să vă regăsesc. Bună ziua și celor care ne ascultă și ne privesc. Spuneți-ne, vă rog, spre ce ne uităm astăzi. E primul partid, prima familie europeană care își lansează candidatul în cursă cu Ursula von der Leyen săptămâna viitoare la București, va fi validată. Spre ce se îndreaptă Europa? Sigur, noi, socialiștii și democrații europeni, am decis ca să mergem cu comisarul Nicolas Schmit, ca fiind cel care ne va reprezenta familia noastră europeană în aceste alegeri. Și este o alegere foarte bună, pentru că Nicolas Schmit este un, pe lângă faptul că este o persoană foarte apropiată de România și care ne-a sprijinit ori de câte ori am avut o problemă. Fie că a fost vorba de anumite condiționalități care apăreau în Planul Național de Redresare și Reziliență, faimosul 9,4% ajustamente din produsul intern brut, fie că au fost acțiuni care țin de salariul minim european, fie că au fost acțiuni care au ținut de exemplu de condițiile absolut umilitoare la care erau supuși muncitorii sezonieri români în Italia, Germania și cred că și în Spania au fost mai multe cazuri. Și toate aceste lucruri au fost au avut ca și purtător de mesaj și de drapel pe Nicolas Schmit. El va fi cel care va fi așa numitul Spitzenkandidat, deci candidatul de top și de vârf al nostru și va reprezenta să spunem mesajul nostru, va fi purtătorul de mesaj în toate țările membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România, în mod evident. Ne uităm acum la două mesaje care par diferite, să-mi spuneți dumneavoastră dacă și converg la un moment dat. Ursula von der Leyen a vorbit în toate conferințele de presă prelansarea de la Berlin despre o cursă în armării, despre un comisar european pentru apărare, pentru prima oară în economia comisarilor europeni, și socialiștii care vorbesc foarte mult despre echitate, despre drepturile cetățenilor, despre acces decent la locuri de muncă, la servicii sociale, la sistem public de sănătate. Cum le vedem? Deci, dacă ați văzut și ați arătat cu certitudine care sunt cele trei cuvinte cheie sub care definesc modul în care se desfășoară congresul nostru de la Roma, unde ne aflăm, sunt pilonul social, partea de democrație și de sustenabilitate. Toate trei sunt extrem de importante pentru România. De ce? Un pilon social, dacă nu avem grijă ca să nu rămână nimeni în urmă, astfel încât toată lumea să poată să traverseze perioadele care sunt și mai dificile, consecințele agresiunii Rusiei din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu, rebelii Houthi care au atacat navele din Marea Roșie și care au dus la scumpirea carburanților, toate aceste efecte s-au regăsit în buzunarele foarte multor români. Ei au fost afectați și în funcție de nivelul lor, că dacă ești o familie tânără și cu copii, sigur că te interesează dacă ți se mărește prețul la, nu știu, la mâncare, la chirie, la benzină, la energie și așa mai departe, într-o manieră mult mai mare decât cel care are un venit care, să spunem, este mai mare. Asta înseamnă să fii social și să ai grijă ca nimeni să nu rămână în urmă și nimeni să nu fie obligat ca pentru a-și plăti, de exemplu, factura la energie, să trebuiască să renunțe la a-și cumpăra mâncare sau medicamente. Sunt lucruri la care noi ținem foarte mult. Democrație. Democrația înseamnă că fiecare trebuie să aibă un cuvânt foarte puternic de spus, să vină, să-și exprime punctul de vedere, iar punctul lui de vedere să regăsească în mesajele celor pe care ei le acordă încrederea. Este o legătură pe care noi o vedem foarte directă între cel care este un cetățean obișnuit, român, un cetățean european, și modul în care mesajele și dorința lui este transpusă în practică și în realitate. Și noi asta face și din acest motiv noi vorbim și de partea asta de
a arăta că l-ai făcut. Fie că am luptat pentru ca facturile energie să fie la un nivel rezonabil de jos, lucru care l-a făcut și Guvernul României. Ministrul Ciolacu a fost un principal avocat al acelei plafonări, astfel încât cei care au venit urbici să nu poată să nu fie afectați. De asemenea, partea de sustenabilitate înseamnă că vrem ca toate aceste lucruri să fie pe termen lung. Deci dacă vorbim de tot de creșterea nivelului de trai, de venituri, de banii care rămân fiecăruia în buzunar, aceasta să fie o chestiune care să funcționeze pe termen mediu și lung în acest parametri și să nu fie o chestiune care azi o duce mai bine, mâine mai rău. Asta înseamnă să iei măsuri care să fie sustenabile și măsuri care să fie corecte, măsuri care să poată să ducă la o creștere a activității economice și în același timp să ducă și la o îmbunătățire a mediului înconjurător. Pentru că poluarea este o chestiune care afectează grav, afectează și România pe foarte mulți dintre cei care sunt în special în marile orașe. Oameni care sunt afectați, starea lor de sănătate este puternic afectată pentru că aceste noxe au efecte teribile, dar în același timp nu vrem ca aceste măsuri să fie luate împotriva nici a industriei, nici a economiei și mai ales să nu reprezinte o povară financiară în buzunar de fiecare. Din acest motiv ne milităm ca toate aceste proiecte și programe să fie finanțate din bani europeni, astfel încât nimeni să nu fie obligat să suporte o povară pe care n-ar putea să o ducă. Premierul Marcel Ciolacu a ajuns la Roma încă de ieri. A avut ieri seară o cină privată cu ceilalți premieri socialiști din Uniunea Europeană. Ați fost și dumneavoastră prezent acolo. Ce ne puteți spune din modul în care pune problema România inclusiv în spatele ușilor închise și mai ales de fapt acolo se duc negocierile? Aici va trebui să primul ministru să vină să vă spună. Din câte știu, poate se va opri la studio pe care îl aveți aici la Roma, în Palatul Expoziției, îi spun Palatul de Congrese, deci Palatul de Congrese cred că ar fi o traducere. Și o să-l întrebați, pentru că nu-i corect să spun eu ce au discutat și mai ales ce poate fi spus, pentru că sunt niște reguli care sunt foarte serioase. Dar știți care e important? Primul ministru al României a stat în de cancelarul Olaf Scholz, de ceilalți prim-ministri social-democrați și au discutat problemele Europei și ale Uniunii Europene. Contează când ești... ai posibilitatea să iei niște decizii și să fii în mijlocul acestor decizii într-un format care spune multe despre importanța pe care are România, importanța pe care o avem noi și poziția primului ministru. Ce câștigă România după acest congres al socialiștilor, în modul în care se pune problema acum la nivel de Uniune Europeană și în contextul în care România e... Exemplu, cancelarul Olaf Scholz, care acum trece pe fața dumneavoastră, corect. Va veni și va spune că Uniunea Europeană trebuie să fie o entitate care să aibă și o componentă economică socială, o economică foarte puternică, o componentă socială și care să ducă la bunăstare pentru cei toți care sunt în Uniunea Europeană în condițiile unei globalizări, în condițiile unei evidente, să spunem, nevoi de a avea grijă de toți cei care la un moment dat sunt în dificultate, sunt copii, sunt persoane în vârstă, sunt oameni care își simt amenințate locurile de muncă și toți pentru aceea ce trebuie să primească un răspuns. Acesta este locul în care ne aflăm. Am văzut că colegii dumneavoastră deja au încercat să ia imagini cu Olaf Scholz. Sper să aibă aceeași imagini și cu primul ministru Marcel Ciolacu, astfel că să putem vedea exact ce se întâmplă aici. Da, vedem deja că s-au adunat aici toți socialiștii europeni. Nu toți, o mică parte vedem noi. Partea cea mare sunt sale, sunt peste... Da, vom urmări astăzi discursurile la Euronews România, vom vedea care va fi punctul de vedere al premierului Marcel Ciolacu. Bineînțeles, programul de guvernare propus pentru Nicola Schmidt, vom vedea ce are de spus Pedro Sanchez, vom vedea ce are de spus Olaf Scholz și, bineînțeles, cuvântul de deschidere al președintelui socialiștilor europeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și rămânem aici la Roma. Ne vom revedea și săptămâna viitoare la Congresul Parlamentarilor, la Congresul PPE, la București.
dar astăzi stăm cu ochii pe mesajele socialiștilor și vom vedea exact ce câștigă România și încotro se îndreaptă Europa după toate aceste mesaje și aceste întâlniri la cel mai înalt nivel. Încă o dată vă mulțumesc! Și mulțumesc!